Bună din și bine ați venit la un nou videoclip. N-aveți idee cât de mult așteptam să filmez clipul ăsta. Eu n-am mai filmat efectiv de 2 săptămâni. Știu că am pus sâmbătă trecută un clip cu Daniel, dar ăla a fusese filmat luni. Și acum este duminică, deci mâine să fac 2 săptămâni de când n-am mai filmat și mi-era super, super dor. Dacă mă urmăriți pe Facebook, ați văzut deja ce haos este acum în dreapta mea, pentru că astăzi filmez bucurul, evident. Așa că mi-am scos aici toate cărțile pe care le-am acumulat în primăvara asta și de-abia aștept să vă arăt și vouă exact care sunt. O să începem cu ce ați văzut deja în unboxing-uri. Am făcut 2 unboxing-uri, mi se pare, primăvara asta, cu cărțile de la Nemira. Prima este Așteptându-l pe Bohangles de Olivier Bourdeau. Nu pot să cred că de prost i-am pronunțat numele acestei cărți în ultimul clip, îmi pare rău, Nemira, mea culpa. N-am apucat încă să o citesc și nici pe celelalte, dar urmează cât de curând. Am mai primit și Căsătorie de plăcere de Tahar Ben Jalun. Și am mai primit și În spatele blocului de Mara Wagner. V-am arătat cărțile astea, v-am povestit un pic despre ele în unboxing, așa că dacă vreți să-l vedeți, o să-l las încul mai jos. Am mai făcut și un unboxing cu cărțile de la Pandora M. V-am arătat deja 3 cărți, și anume Cine a fost Steve Jobs, Tigrul care a venit la ceai de Judith Kerr, de care v-am zis că sunt super încântată, și Prințul Iepure de Irene Dish, Hans Magnus Something și Michael Soa. Și o carte tot de la Pandora pe care nu v-am arătat-o este Durerea e o făptură naripată de Max Porter, o carte care sună foarte bine pentru că spune așa: într-un apartament din Londra, 2 băieți se confruntă cu insuportabila tristețe provocată de moartea fulgerătoare a mamei lor. Tatăl lor, expert în opera lui Ted Hughes și romantic dezorientat, își imaginează un viitor pustiu lipsit de sens. În acest moment de disperare, primesc o vizită de la Kra, de Daca, vindecător, șarlatan, personaj contradictoriu. Atrasă de familia îndoliată, această pasăre sentimentală amenință că va rămâne până când nu vor mai avea nevoie de ea. Și așa se și întâmplă. Lunile trec, durerea cedează locul amintirilor, iar mica familie începe să vindece. Ce mi-a plăcut este cumva scris într-o formă oarecum distinctă, e scris într-o formă diferită. Și m-a atras foarte tare și cei de la Pandora mi-au trimis și un semn de carte care îmi place super mult în formă de pană pentru cartea asta. Și în general îmi place tare mult când editurile adaugă trinkets de genul ăsta. Și o altă carte pe care nu am să vă arăt pentru că am uitat-o la mea acasă, tot de la Pandora M, este Diavol Fragil de Radu Găvan, carte pe care eu am primit-o de la editură și de la autor când am fost la lansare. Am citit cam jumate din ea și deocamdată îmi place tare, tare mult, dar am lăsat-o pentru că am plecat în vacanță și aveam chef de ceva mai light, așa că astăzi când mă întorc la mea să editez clipul, o să iau înapoi și o să mă reapuc de ea. Să continuăm cu editurile și apoi vă arăt ce mi-am cumpărat eu. Nu mai avem foarte multe de la edituri. Anotimpul ăsta a fost foarte ciudat pentru că mi-am cumpărat eu mai multe cărți. Am primit de la Gama M 3 cărți în primă fază și anume Controlorul de oameni sau Controllerul de oameni, pentru că se scrie cu 2 de L, de David Baddiel, o carte pentru copii care spune așa: frăcii Ellie sunt gemeni, dar nu identici, fiindcă asta ar fi imposibil pentru un băiat și o fată. Cu toate acestea, le plac același lucru, în special jocurile video la care se pricep de minune. Din păcate, nu se pricep atât de bine și la alte chestii, de pildă să joace fotbal sau să-i pună la punct pe șmecherașii de la școală. La un moment dat, îl cunosc pe omul misterios, iar el le trimite un controller de consolă care nu seamănă cu niciun alt controller și care nu funcționează în jocurile obișnuite. Când gemenii descoperă până la urmă ce anume controlează, par să fi găsit răspunsul la toate problemele lor și modul în care pot să-și împlinească orice dorință. Sau cel puțin, așa pare. Tam, tam, tam. Și am mai primit 2 cărți care mă încântă tare, tare mult. Am impresia că eu am cerut cărțile astea, nu mai sunt foarte sigură. 2 cărți de ficțiune, dar bazate pe întâmplări reale și avem, este această serie, Am supraviețuit. Am supraviețuit scufundării Titanicului și am supraviețuit atacurilor din 11 septembrie 2001. Am impresia că seria asta pur și simplu povestește evenimente istorice pe înțelesul copiilor și asta îmi place extrem, extrem de mult. Mă bucur tare, tare mult când se întâmplă chestia asta, așa că sunt încântată să le citesc și o să revin cât de curând cu o părere. Editura All mi-a trimis o altă carte de Guillaume Musso și anume Fata din Brooklyn. Eu mai am Central Park de Musso și încă nu am apucat să citesc, deși tot așa lansarea a fost minunată pentru că ne-au chemat la un escape room și a fost super fain. Dar Musso este cu siguranță pe lista de lecturi. Cumva mi se pare un autor de cărți thriller o polițiste, dar mult mai light, mi se pare și mai de fete. Și de-aia vreau să citesc vara asta. Apropo, spuneți-mi în comentarii dacă vreți ca săptămâna viitoare să fac un clip cu ce cărți de vară aș vrea să citesc, ce lecturi de vară am. Pentru că dacă da, pot să-l fac.
Trei cărți care nu sunt deloc de vară, dar care cu siguranță vor face parte din lista mea de lecturi. Sunt trei cărți primite de la Humanitas, pe care le-am primit când am făcut un filmuleț cu Denisa Comănescu. A fost una dintre cele mai mișto zile din viața mea ziua respectivă, pentru că Denisa Comănescu este absolut genială, este wow, mi-am plăcut tare, tare mult de ea. O știam așa de la televizor, dar nu văzusem niciodată până atunci în realitate și este un om absolut extraordinar. Și Ioana, piarista de la Humanitas, mi-a dat trei cărți cu ocazia acelei întâlniri. Și avem așa, avem Janet Winterson, scris pe trup. Eu am citit vreo trei cărți, cred. Trei cărți de Janet Winterson până acum, toate mi-au plăcut extra mult și îmi place stilul. Nu mi se pare că cărțile ei se întâmplă neapărat ceva, dar pur și simplu îmi place stilul foarte mult. Așa că sigur o să-mi placă și asta. Este o carte, din câte am înțeles, despre dragoste, despre descoperire, despre senzualitate, despre descoperirea sinelui și descoperirea celorlalți. Dar oricum v-am zis, nu știu, pe noi chiar mă interesează despre ce sunt cărțile lui Janet, pentru că stilul este atât de mișto încât cumva devine oarecum irelevant. Același lucru pot să spun și despre Eric Emanuel Schmidt, un alt autor care mi-a place extraordinar de mult și asta este Femeia în fața oglinzii. Și avem așa, trei femei, trei epoci. Anne trăiește la Bruges în timpul renașterii, Hannah în Viena imperială de la începutul secolului al XX-lea, iar Anne în Hollywoodul actual. Toate trei se simt profund diferite de contemporanii lor. Și dacă ele reprezintă una și aceeași femeie? Nu știu, deci Schmidt, orice scrie Schmidt, clar, o să fie de cel puțin 4 stele. Deci, serios, dacă citesc cartea asta și dau mai puțin de 4 stele, înseamnă că e ceva tare, tare neregulă cu mine. Și o altă carte de la care sunt sigur că o să-mi placă, sper să nu mă dezamăgească, este Ce se întâmplă în iubire, de Alain de Botton. Eu am mai citit două cărți de el, sigur una. Desigur am citit Eseuri de îndrăgostit și am impresia, dar nu mă citați, că despre farmecul lucrurilor plictisitoare s-ar putea să fie scris de el, I don't know. Dar oricum, Eseuri de îndrăgostit mi-a plăcut la disperare, sunt convinsă că și asta o să-mi placă. Și spune așa, se poate trăi în cuplu așa cum spune povestea, fericiți până la adânci bătrâneți? Știm ce dubii au pesimiștii, știm ce euforie candidă îi animă pe optimiști. La mijloc, așa cum este bine adevărului, se găsește punctul de vedere al unui scriitor versat în arta de a diseca romantismul, anxietatea și succesul. Adică, Mr. de Botton. Ce se întâmplă în iubire este o poveste incitantă despre întâlnirea dintre iluziile pe care ni le țesăm și foarfeca realității. O carte se pare despre relație, despre dragoste, despre noi înșine, din nou, pare genul de carte în care nu se întâmplă neapărat foarte multe, dar cred că te ajută așa un pic, dar care te ajută un pic să reflectezi. Love it! Mai aveți 4 cărți de la edituri și după vă arăt exact ce mi-am cumpărat eu. 2 cărți de la Storia, avem Salvând-o pe Francesca de Melina Marchetta și spune așa. Francesca învață la Saint Sebastian, Sfântul Sebastian, o școală de băieți care se pretinde mixtă doar pentru că fetele au toaleta separată de cea a băieților. Singurele prietene ale acestei fete sunt o ultra-feministă, o tipă despre care umplă vorba că ar fi ușoară și o acordonistă cam bătută în cap. Nici băieții nu sunt mai prejos, începând cu Thomas, care încearcă să se specializeze în râgâitul pe muzică și continuând cu Will, un idiot veșnic încruntat și îngânfat la care Francesca se gândește mai tot timpul. Apoi mai este și mama Francescăi, care mereu are impresia că știe ce este mai bine pentru fata ei, până când intră subit într-o depresie acută, lăsând-o pe Francesca singură, deznădăjduită și fără cea mai mică idee despre cine este cu adevărat. Deopotrivă amuzantă și emoționantă și imposibil de lăsat din mână, Salvând-o pe Francesca este povestea unei fete care trebuie să-și găsească puterea pentru a salva familia, viața socială și cel mai greu pe sine. Sună bine și ce-mi place foarte mult la Storia, și asta o să vă arăt în cartea de după, e cumva așa de titlurile, deși sunt young adult și deși știți că nu mai este genul meu preferat, își aleg cărți cu niște teme un pic mai diferite, un pic mai serioase, un pic mai grele, ca să zic așa. Asta pare o carte foarte bună despre feminism și asta îmi place, despre egalitatea între sexe, din nou un lucru interesant. Eu cu cei de la Storia avem un plan, un proiect care dacă ne iese o să fie foarte mișto, o să fiu foarte încântată de el, nu vă spun încă despre ce e vorba, dar vrem să facem așa niște întâlniri cât de cât regulate despre cărțile lor și genul ăsta de cărți au determinat planul. Iar cartea care de fapt a bătut totul în cuie este asta, O fată în bucăți de Kathleen Glasgow. Este o carte pe care am citit-o și la cărei lansare eu și Daniela am fost invitați. Este o carte super grea, este o carte foarte greoaie, de fapt, nu grea, despre automutilare, despre problemele prin care trece o adolescentă și despre modul în care ea face față acestor probleme sau nu.
A fost un eveniment foarte interesant pentru mine, pentru că nu a fost o lansare de carte atipică, a fost mai mult o discuție, a fost invitată și o psihologă, care de fapt a condus discuția, pentru că cartea asta cumva mi se pare un pretext ca să vorbim despre lucruri mult mai importante. Cartea în sine este foarte mișto, am impresia că i-am dat 4 stele din 5, dacă mai țin bine minte. Dar așa cum v-am zis, mi se pare mai important decât cartea în sine discuțiile pe care le iscă și problemele pe care ne obligă să ni le punem. Eu personal nu știam că sunt atât de multe persoane care fac chestia asta și în România. Cumva trăiam așa într-o bulă în care totul era bine, dar lansarea de la liceu m-a făcut să văd că nu e deloc așa. Este o carte super importantă. Mi se pare o carte extrem, extrem de important de citit. Nu o recomand copiilor pentru că este violentă, este greu de digerat. Și asta este în țiplă și vă las pe voi să ghiciți de ce, dar mai multe informații într-un clip viitor. În același clip viitor va mai apărea o carte pe care eu am primit-o de la cei de la Epica și anume Simon și Planul Homo Sapiens. O carte LGBT, din câte știu, nu știu foarte multe despre ea, știu doar că a iscat mare, mare vâlvă pe YouTube anul trecut, dacă nu mă înșel. Și tare, tare, tare mult vreau să citesc cartea asta. Imediat cum o să termin cartea lui Radu, o să mă apuc de ea. Din nou, așa cum am zis, o să facă parte din același clip cu o fată în bucăți. Nu știu, de-abia aștept să vă povestesc despre ea și să vorbim mai multe. Și cartea care mă încântă, cred că cel mai tare din tot acest book haul, este tot de la editura Epica, dar este în engleză. Este vorba despre The One Memory of Flora Banks, de Emily Barr. Am primit cartea asta de la Epica, dar în engleză, pentru singurul motiv că nu a apărut încă la Epica. Este treaba mea ca această carte să apară la Epica, ca să zic așa, eu îi voi face traducerea vara asta, urmând cartea probabil să apară undeva prin iarnă, a zice, ceva de genul. Am citit o mică parte din ea, pentru că am vrut să văd care-i stilul și deocamdată îmi place tare mult. Vreau să o citesc integral înainte să mă apuc să o traduc și asta probabil va fi peste vreo săptămână, două maxim, când mă mai liberez și toată vara doar asta vreau să fac. Sună foarte bine pentru că pe mine mă duce cu gândul la Memento. Din câte am înțeles, este vorba despre o tipă care are amnezie, suferă de amnezie, în sensul că îi se resetează memoria în fiecare zi și cumva trebuie să redescopere tot ce e în jurul ei. Știți deja că îmi plac cărțile cu probleme psihice și mai știu eu ce. Și asta, într-adevăr, sună foarte bine și așa cum v-am zis, stilul este foarte mișto. În română va apărea, sper eu, cât de curând. Și mai am, de fapt, două cărți primite de la edituri, dar cumva fac parte din holul de la Bookfest. Știți că a fost târgul. Poate ați văzut clipul pe care eu l-am făcut la Bookfest. A fost o provocare pe care ceilalți booktuber mi-au dat-o. Trebuia să găsesc cartea în carul cu fân. Sandra și Evelina m-au trimis la editura Art. Eu credeam că o caut pe asta, Casa Veselă, de Alison Bechtel. Nu a fost așa, trebuia de fapt să găsesc o carte de Ransom Riggs. Ăsta este un roman grafic, în schimb, pe care cei de la Art, atunci când m-au văzut cu ei la târg, mi l-au oferit. Sună foarte bine, eu mai văzut la ei pe site, așa cum am zis, este un roman grafic și din câte am înțeles, este autobiografic și urmărește relația dintre Alison și părinți și nu știu, vreau să citesc, e pe listă. Și o altă carte de care nu știam nici măcar că e carte, sincer să fiu, știam de film, auzisem de film, este un bărbat pe nume Ove, nu știu exact cum se pronunță, de Frederick Backman. Este nou apărut la editura Art și așa cum am zis, măcar nu știam că e carte. Fratele mi-a văzut filmul și mi-a zis că i-a plăcut super, super mult pentru că este despre oameni triști, așa s-a exprimat el. Așa că orice carte despre oameni triști este binevenită. Fiecare are omul trist dinăuntru și am înțeles că plângi la cartea asta, plângi și de bucurie, plângi și de tristețe, se lasă cu lacrimi, rămâne de văzut. Și pe spate, ca să vă faceți o idee, descrierea de pe spate începe așa. Ove, este cel mai morocunos om pe care vi-l puteți imagina, un bătrân mizantrop căruia îi plac regulile stricte, rutina, lucrurile utile în viață și care n-are răbdare pentru amabilități gratuite cu vecinii. Își divinizează mașina SAP, mănâncă marca lui de suflet și judecă oamenii după ce mașina o conduc, disprețuind profund, se înțelege automobilele străine. Se crede înconjurat de idioți și e de părere că lumea se duce de rupă cu toți fizonii ăștia cu cabluri albe în urechi care angajează pe cineva să le schimbe un bec. Mie îmi place tare, tare mult și dacă Andrei mi-a recomandat povestea asta, cu siguranță e pe listă. Haideți să vă arăt în sfârșit și cărțile care n-au nicio treabă cu editurile. Mai întâi vă arăt ce cărți am primit și după pe cuvânt că vă arăt ce mi-am cumpărat. În primul rând, de la unchiul mătușa verii mei, am primit 3 cărți de Philip Roth și anume Umilirea, Fantoma iese din scenă și Indignare, toate apărute la editura Polirom.
Eu nu am citit nimic de Philip Roth până acum, nu știu despre ce sunt cărțile astea și sincer să fiu, nici nu vreau să aflu. Singurul lucru pe care știu despre Philip Roth este că e un autor foarte prolific și foarte bine cotat în state. Așa cum am zis, nu am citit încă nimic de el și mi-e jenă, dar oricum este un autor pe care vreau tare, tare mult să-l citesc. Un prieten de-al meu a citit o carte de el anul trecut și a zis că i-a plăcut foarte mult și în general am încredere în recomandările lui, așa că ăstea cu siguranță o să-și găsească locul cât de repede. Și o carte pe care nu mă așteptam și nu trebuia să o primesc, de fapt, este o carte pe care am primit-o de la Daniel, este vorba despre The Sellout de Paul Beattie, carte care a câștigat Man Booker-ul în 2016. Ce știu despre cartea asta e că, din nou, este o carte oarecum socială. Tatălui este omorât, el intră într-un fel de procese și trebuie să repare toate lucrurile greșite din lumea asta. Nu știu multe despre cartea asta, știam de ea, auzisem de ea pentru că a câștigat Man Booker-ul, dar dacă vine din partea lui Daniel, cu siguranță este sus, tare, tare sus pe listă. Bun, gata, în sfârșit, cred, nu mai am nimic pe care să-l fi primit. Astea sunt toate cărțile pe care eu mi le-am luat, fie la recomandarea mea personală, fie altora. O să începem cu cărțile un pic mai vechi și apoi va reși Bookfest-ul. Începem cu Interior Zero de Lavinia Braniș, de carte pe care am citit-o și nu mi-a plăcut în mod special, i-am dat cred că 3 stele din 5. Este o carte scrisă mișto, mi-a plăcut stilul, dar povestea este... Este oarecum banală și asta are potențial să fie foarte mișto. Mi se pare genul de carte care, dacă te prinde într-o stare potrivită, este super mișto de citit. Stilul, așa cum v-am zis, mi-a plăcut. Dar cumva, acțiunea... Eu n-am putut să empatizez cu acțiunea din cartea asta. O fată cât se poate de normală, cu o slujbă cât se poate de normală, care trece prin lucruri cât se poate de banale, dar eu, ceea ce este exact ca mine, este descrierea mea, dar cumva eu nu am putut să mă regăsesc în personajul ăsta. În rest, nu am mai citit niciuna din cărțile pe care vreau să le arăt. Prima este Fanny and Zoe de Salinger, eu am mai citit The Catcher in the Rye de Salinger și cartea asta o vedeam peste tot, deci cred că de 2 ani zic că o iau. Am luat-o de la Ocean din Brașov pentru că mi-am făcut așa ca o mică tradiție, de fiecare dată când mă duc la o conferință în Brașov îmi iau o carte de la Ocean și asta era... pur și simplu trebuia să o iau pentru că prea amâneam de multă vreme. Stilul lui Salinger în The Catcher in the Rye mie mi-a plăcut tare, tare mult, am citit-o în liceu, deci acum o viață. Dar sunt tare curioasă cum o să fie să citesc Salinger acum și mai mult decât atât aș vrea să recitesc The Catcher in the Rye curând, să vedem cum o să mi se pară. Apoi a fost chilipirul chilipirurilor, pentru că m-am dus la Antic Ex Libris și mi-am luat 3 cărți cu câte 10 lei fiecare. Și avem așa, Something Wicked This Way Comes de Ray Bradbury, eu am mai citit Fahrenheit de el și mi-a plăcut super mult, Fahrenheit 451, parcă, sper că am nimerit cifrele bine. Știu că este cumva inspirată din Shakespeare, pentru că se numește Something Wicked This Way Comes, versuri din Macbeth, zice? Da. Și, na, are legătură cu Halloween, este Ray Bradbury, cool, îmi place, 10 lei, carte în engleză, nou-nouță, come on. Și o altă carte, tot 10 lei, tot în engleză, tot nou-nouță, este Serena de Ron Rush. Din nou, în timpul care nu știam că este carte, știam de film pe care nu l-am văzut și vreau să-l văd, așa că am zis că înainte să văd filmul, hai să citesc și cartea. Tot ce știu despre cartea asta este faptul că acțiunea se petrece în anii 30, pe mine m-a convins, mulțumesc foarte mult și o are și pe Jennifer Lawrence pe copertă, ce aș putea să vreau mai mult de atât. Și motivul pentru care de fapt am ajuns la Antic Ex Libris în ziua aia a fost un pont pe care am impresia că Roxana Truța mi l-a dat. Și ea mi-a spus că acest monstru costă 10 lei la Antic Ex Libris, 10? 15? Nu mai știu, ceva de genul, oricum ridicol de puțin. Acest monstru este din Encyclopedia of Early Earth de Isabel Greenberg. Eu am mai citit 100 Nights of Hero de ea și mi-a plăcut extra mult. V-am povestit deja cât de mult a putut să-mi placă cartea aia. E, nu știu, în top 3 cărți pe care le-am citit anul ăsta. Și în momentul în care am aflat că ăsta, monstrul ăsta de roman grafic, este atât de ieftin, a trebuit pur și simplu să fug până acolo să mi o iau. Și dacă tot eram acolo, mai luat două cărți. Ups! Sunt convinsă că o să-mi placă, probabil o să o citesc undeva pe la începutul toamnei, vreau să mai las un pic să mai stea, dar sunt tare, tare încântată de ea. Și astea sunt cărțile cu care am plecat de la Bookfest, astea sunt cărți pe care eu mi le-am luat cu mâna mea. Și avem așa, o carte pe care am vrut să-mi o iau, două de fapt, sunt de la Polirom, și anume Murakami, meserie de romancier. Nu știu dacă mai e nevoie să zic de ce am vrut să-mi iau cartea asta, Murakami despre scris.
O carte pe care am văzusem în ziua de dinainte să mă duc la Bookfest, am văzut-o la 3 persoane, cred, diferite și am zis că merită, este Sâni Verzi de Florin Iaru, coperta din nou îmi place foarte mult, și Marius Chivu spune așa despre cartea asta. Cu aceeași verbă, economie și exactitate lexicală, Florin Iaru oferă o mică panoramă de ficțiuni ingenioase exersate în mai multe registre. De la realismul comic și anecdote fals moralizatoare la un horror și fantasy desprins parcă din comicsurile ce au inspirat seria Tales from the Crypt, dar întotdeauna cu un twist stilistic. Comic parodice, crude și insolite, scandaloase și morbide, povestirile lui Florin Iaru, deși prin forța restrânsă a textului, schematice din punctul de vedere al psihologiei personajelor, sunt atipice și vin în contra unui orizont de așteptare nu doar ficțional, dar și moral. Florin Iaru, eu n-am mai citit nimic de el, dar mi se pare pur și simplu un om foarte interesant. L-am văzut mai mult în interviuri, pe la lansări, evenimente de genul ăsta și mereu a fost o plăcere să-l ascult și mi se păreau tâmpenii din partea mea când nu citisem nimic de el, așa că trebuie să pun mâna pe cartea asta. O carte care mi se potrivește mănușă, de care am auzit de la o prietenă de-a mea, este Elogiul inactivității de Bertrand Russell, apărut la Velant, zice? Da, apărut la editura Velant. Trebuia pur și simplu să-mi iau cartea asta pentru că cumva promovează, nu vorbește de fapt despre epoca asta în care suntem atât de ocupați și facem atât de multe lucruri și suntem mereu în priză, lucru care pe mine din păcate mă caracterizează foarte mult și unul dintre lucrurile la care lucrez activ, nu prea mi-este, dar lucrez, încerc, pe bune, este cumva să mă mai potolesc un pic, pentru că eu mereu sunt în priză, oricine mă cunoaște în viața reală știe că fug dintr-un loc în altul non-stop și mereu am treabă și mereu zic că nu pot să fac diverse chestii și e o mizerie din punctul meu de vedere. Așa că cumva sper cartea asta să mă ajute un pic să pun lucrurile în perspectivă, să contribuie la toată munca asta pe care o depun în a mai mă liniști un pic. Vedem. Tot de la Polirom am uitat să vă arăt, este recomandarea Linei pentru provocarea de la Bookfest și anume Pe când eram doar niște puști de Patti Smith. Ce îmi place foarte mult este faptul că prietena mea cea mai bună mi-a zis de cartea asta acum vreo 2 săptămâni, ea neștiind, ea nu prea se uită, mă rog, nu se uită mereu la clipurile mele, dar nu știa sigur de provocarea asta. Și mi-a zis, mamă, am citit o carte super mișto de Patti Smith, se numește Just Kids, trebuie neapărat să citești. Ok. Dacă deja recomandarea asta vine din partea Linei, vine din partea Iuliei, deja sunt mult prea multe persoane care și-au mai primit comentarii referitoare la cât de mișto e, așa că deja sunt mult prea multe persoane care o recomandă. O citesc, domnule, o citesc, gata. Și ultima carte română pe care o am să vă arăt de la Bookfest este Challenger Deep de la editura Gamma, din nou. Asta a fost recomandarea Adelei, v-am vorbit un pic despre ea în clipul cu Bookfestul, probleme psihice, love it. Și 2 cărți pe care mi le-am luat de la Ocean, pentru că nu puteam să nu mă duc la Ocean, o obiciune foarte mare pentru ei, este The Book of Mirrors de E.O. Kirovich. Nu auzim de cartea asta, dar mi-a plăcut coperta foarte mult, m-am îndrăgostit de ea și a fost 31 pic de lei. Și spune așa, în Princetonul anului 1987, renumitul psiholog profesor Joseph Wider este ucis în mod brutal. În New York, 25 de ani mai târziu, agentul literar Peter Katz primește un manuscris sau este mai degrabă o confesiune. În zilele noastre se descoperă secretele acestei cărți, The Book of Mirrors, și odată cu asta și faptul că amintirile pot fi uneori cea mai periculoasă armă. Tare, tare mult îmi place cum sună, din nou v-am zis coperta, îmi place foarte mult. Cumva m-a dus cu gândul la The Silkworm de Robert Galbraith, pseudonimul lui J.K. Rowling, când tot așa o crimă are legătură cu manuscris, dar cred că o să-mi placă tare mult. Ultima carte, cred că piesa de rezistență și o carte pe care dacă nu o citesc curând, cred că mor, sincer, este Into the Water de Paula Hawkins. A fost o prostie oricum din partea mea că mi-am cumpărat cartea asta, pentru că o am la British, deci puteam să citesc de acolo, dar ca să vedeți cât de mult vreau să o citesc, pur și simplu a trebuit să iau, în momentul în care am văzut acolo, a trebuit să fie a mea. Eu am citit The Girl on the Train de Paula Hawkins, apărută la noi la editura 3 și mi-a plăcut extraordinar de mult și asta cu siguranță este una dintre acele cărți pe care trebuie neapărat, e musai să le citesc anul ăsta. Crime, omoruri, dispariții, lucruri de genul ăsta, love it! Bun, astea au fost toate cărțile pe care eu le-am acumulat în primăvara asta. Ia să strâns foarte multe și le mulțumesc mult editurilor și celor care mi-au făcut cadou aceste cărți. Sper să mă apuc de ele cât de repede și să revin cu recenzii pentru cât mai multe dintre ele.
Dacă v-ați citit vreuna, nu uitați să-mi spuneți în comentarii cum vi s-au părut. De asemenea, nu uitați să-mi ziceți dacă vreți să fac clipul ăla cu recomandări de vară. Dacă v-a plăcut clipul, thumbs up, știți ce aveți de făcut. Și noi ne revedem săptămâna viitoare, fie cu clipul de recomandări de vară, fie mă mai gândesc la ceva. Până atunci, știți cât se poate de mult, bucurați-vă de vacanță, dacă ați intrat în ea, felicitări că ați mai scăpat de un an școlar, kudos! Și dacă nu, nu știu, nu mai e mult până la concediu, cu siguranță o să fie mai mult timp de citit cât de repede. Până săptămâna viitoare, citiți cât se poate de mult și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!